iar Sebastian Colțescu a fost nevoit, a gândit faza să fluiere un posibil fault la Drăghia, însă decide să nu o facă și este gol! 64 este minutul! Marchează Mihai Popescu, deși golul este anulat pe motiv de offside, decizie extrem, extrem de importantă pe care o ia asistentul de pe linie 2, Andrei Constantinescu. Îi face semn Mihai Popescu și anume că nici vorbă de offside. Poate n-a fost la Mihai Popescu. Vom avea reluarea. Poate la Boli, dar la Mihai Popescu în niciun caz. Da, Boli, să zicem, era pe traiectorie, într-adevăr, era acolo. Probabil ușierul a trăit cu impresia că Boli va fi cel care va juca această minge. Al doilea gol a anulat farului în această partidă. Ce offside! Reacția lui Ciprian Marica, undeva de la lojă. Este o fază care va fi analizată din nou. Schimbare? Ba nu, s-a trecut peste. Schimbare la Rapid. Încă un jucător accidentat. Ne apropiem de finalul campionatului și apar tot mai des astfel de momente cu jucătorii accidentați. După un sezon plin, un sezon încărcat, competiție de jură, Emers face apariția pe teren, revenit după o accidentare care l-a ținut multă vreme în afara gazonului, Dragoș Grigore iese accidentat, veteranul Dragoș Grigore îi lasă locul lui Emers. Bine, cred că va coboară Iacob pe postul